Acum, când ne aflăm în pragul sărbătorilor pascale, am venit la Ribița, unde locuiește una dintre puținele persoane din județ care mai cunoaște meșteșugul încondeierii ouălor. Vă invit să o cunoaștem! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Ne-am apucat de treabă, că vin Paștele și nu avem ouă împistrite. Oul vopsit nu poate lipsi în ziua de Paște de pe masa niciunui creștin. Încă din cele mai vechi timpuri, oul era dat în dar, fiind considerat un simbol al echilibrului, al creației, al vieții și al reînnoirii naturii. Această practică era întâlnită la chinezi încă de acum 4.000 de ani și s-a răspândit în întreaga lume, inclusiv la români. Puțini sunt românii care nu pun pe masa de Paște ouă colorate. Roșii, verzi, galbene sau albastre, ouăle vopsite constituie simbolul Paștelui la români. În câteva dintre satele românești însă se mai păstrează încă un obicei străvechi, în conteierea sau în pistritul ouălor. Pe vremuri, mai toate femeile din satele de pe Valea Crișului Alb cunoșteau acest meșteșug. Acum, doar aici și colo mai găsești pe cineva care stăpânește această tehnică ce a ajuns cu timpul la rang de artă. Una dintre aceste femei este Monica Dușan, din comuna hunedoreană Ribița. Tehnica asta, împistrițatul ouălor, unde ați învățat-o? Aici, în sat. În vinerea de Paști se întâlneau femeile, câte 5-6, la o casă, pe grupuri, și s-apucau să-și pregătească ouăle pentru duminica de Paști. Unele, fiecare femeie era specializată într-o anumită operațiune. Cel mai greu la pistritul ouălor este trasarea desenului cu ceară. Deci unele trasau cu ceară, altele le introduceau în vopsea, altele acopereau cu ceară, desenul, toată lumea participa la ștersul ouălor, iar noi, copiii, ne băgam și noi în seamă pe acolo și făceam ce puteam. Ulterior, peste ani, am trecut la diverse etape din împistrirea oului.
Acum mai sunt în sat care știu să facă treaba asta. Mai sunt, dar din ce în ce mai puține femei, pentru că cele de 70-80 de ani care făceau treaba asta și o știau foarte bine, ori sunt prea bolnave, ori nu mai sunt, iar cele de 50 de ani nu prea mai fac, mai elevele de la școală care... Le-au mai învățat dumneavoastră, nu? Da, am mai făcut diverse acțiuni. Chiar am avut și câteva, într-un an, doi ore de meșteșuguri la opțional și ele au mai învățat. Și le place? Sunt atrase? Sunt receptive la așa ceva? Da, pentru că este ceva inedit pentru ele. Își pun imaginația la contribuție, talentul la desen. Doar fete sau și băieții învață? Am avut și băieți care au învățat. Dar pe vremuri doar fetele, doar femeile? Doar fetele, dar întotdeauna mai existau și excepții de băieți care le plăcea să participe. E greu? Este greu, dar în special durează. Trebuie mult timp și răbdare. Timpul e o problemă, mai ales astăzi. Ce calități trebuie să ai ca să faci așa ceva? În primul rând, răbdare, pasiune, puțin talent la desen și imaginație. Procedura de încondeire este una specială. Meșterul nostru ne spune însă cum trebuie procedat pentru ca treaba să meargă strună. Cu ce începem când vrem să împistim un ou? Curățarea ouălor. Care se face cum? Se face prin spălare, eventual cu detergent de vase. Pe urmă, cu un cui sau un metal ascuțit să dă o gaură, cu o sârmă o amestecăm conținutul oului, iar cu seringa suflăm aer pe găurica făcută deja și conținutul oului curge afară. Pe urmă urmează trasarea desenului cu ceară, cu instrumentul numit pișiță. Pișița este confecționată dintr-un tubuleț metalic mic, prins pe un suport de lemn. Prin tubulețul respectiv, ceara curge, ceara încălzită, fierbinte, evident, curge și e utilizată ca o peniță. După aceea, după ce este trasat desenul pe ou, ouăle se scufundă într-o culoare, galben, începe cu culorile deschise, galben, se acoperă părțile din desen care dorim să rămână galbene cu ceară din nou. Urmă, după ce se usucă, se introduc în culoarea roșie. Tot așa acoperim părțile din desenul de pe ou care dorim să rămână roșii. Și apoi, în culoarea de bază, de fond, în mov, la ribiță, așa se obișnuiește. În fiecare localitate e o culoare specifică? E specifică, cred că, țării Zarandului, zonei Bradului, pentru că în jur așa se făceau mov. Următoarea etapă e? La final, oul uscat se încălzește pe o plită și se șterge cu șervețel ceara, rămânând desenul dorit, realizat. Eventual pentru luciu se treacă cu slănină. Cât despre modele, și acestea diferă de la o zonă la alta. Ce modele folosim? În special un model solar cu
un soare stilizat. El poate să apară și sub forma unei flori, dar de fapt la origine este un simbol solar, având în vedere că oul a fost un simbol precreștin. El era utilizat primăvara în diverse ritualuri și iar desenele de pe el aveau o anumită semnificație și valoare. Oul semnifica renașterea naturii, fertilitatea, de aceea era folosit în ritualurile de primăvară. Pe el se desenau, așa cum am spus, sori, stele, modele fitomorfe, frunze, lujeri, flori, de asemenea modele zoomorfe, peștele, care mai în creștinism simbolul lui Isus, eu știu, și alte animale, fructe, de asemenea cireșele, căpșunile, strugurele era prezent pe ouăle împistrite. Deci e clar că trebuie să ai talent la desen, că altfel nu ai cum. Da, un minim talent. Acum ouăle pot fi mai artistic lucrate sau mai simplu. Oricum, ele erau realizate de țărănci cu un minim de instruire. Ornamentica ouălor decorative este extrem de variată. Ea cuprinde simboluri geometrice, vegetale, animale, antropomorfe și religioase. Dintre simbolurile și semnificațiile utilizate, amintim linia dreaptă verticală, care înseamnă viața, linia dreaptă orizontală, care semnifică moartea, linia dublă dreaptă, simbol al eternității, linia cu dreptunghiuri, care semnifică gândirea și cunoașterea. De asemenea, sunt utilizate spirala, simbol al timpului, ori dubla spirală, care simbolizează legătura dintre viață și moarte. Ouăle se vopseau în trecut doar cu substanțe vegetale. Cojile de ceapă, zeama de sfeclă, frunzele de măr sau corn și coaja de prun dădeau nuanța de roșu. Brândușele, frunzele de mesteacăn, socul și coaja de păr generau străluciri de galben și auriu. Viorelele colorau ouăle în albastru, iar verdele apărea prin fierberea ouălor în zamă de frunze de nuc sau muguri de măr pădureți. Toate plantele erau culese după calendar în momentele cele mai favorabile din an și erau păstrate cu grijă până în săptămâna patimilor. Acum, oamenii folosesc vopsele speciale pe care le găsesc în comerț. Pe vremuri, din ce se făceau vopselele? Probabil că la începuturi erau vopsele vegetale, eu nu am prins perioada aceea. Ce am prins eu se folosea vopsea pentru vopsilâna, anilina. Acum nu mai există nici și mina de la creion chimic pentru culoarea mov. Astăzi folosim vopsele din comerț sau violet de gențian pentru fondul oului. Nu e sărbătoare de Paște când Monica Dușan să nu împistrească ouă și pentru familia ei și pentru alții.
Faceți în fiecare an ouă? Da, în fiecare an am făcut. Mă ajută și fetele. Doar pentru dumneavoastră, pentru familie sau mergeți și la târguri cu ele? Mai puțin. În general pentru familie, pentru prieteni, cunoscuți. Vine lumea să vă ceară? Păi mă rogă, mai făm și mie două ouă, trei vecinii cu care colaboram altădată. Acum toți sunt prea ocupați ca să... Fiica dumneavoastră, am înțeles că și ea a preluat așa puțin din talent și din meșteșug. Mai mult chiar, pentru că ea lucrează mai mult ca mine acum. Îi place foarte mult, îi place să împistrească ouă, pistrește și în afara postului Paștelui. Când are timp, s-apucă de împistrit. Monica Dușan are două fiice. Amândouă au învățat de la mama lor cum se împistresc ouăle. A mai rămas însă doar una care să o ajute în preajma Paștelui la treaba asta. Fiica cea mare este plecată de acasă fiind studentă la Facultatea de Medicină. Cea mică, Silvia, a moștenit însă din plin talentul mamei. Și nu doar la împistrit ouă, ci și la pictură, căci tânăra își dorește mult să își continue studiile în domeniul artei. E greu să împistrești ouă? Da, este destul de greu pentru că necesită o anumită abilitate și foarte multă răbdare. Este foarte meticulos acest meșteșug. Când ai învățat? Am învățat de mică, deoarece am fost foarte impresionată când am văzut pe mama mea cum a luat un fel de instrument pe care se numește pijiță și din mâna ei au ieșit fel și fel de forme, flori, sori și am fost foarte impresionată. Și am dorit și eu să învăț acest meșteșug. Câți ani aveai când ai făcut prima dată așa ceva? Nu știu, am încercat prima dată să colorez, apoi am încet am deprins îndemânare și am reușit să fac prima dată lucruri simple. Modelele pe care le faceți vin în minte în timp ce desenezi sau ai stabilit clar un model pe care... Uneori îmi stabilesc clar un model, uneori îmi vine din minte pe loc. Mi le desenez dinainte câteodată pe foaie. Cât timp îți ia să faci un ou? Chiar 2 ore un ou, dacă modelul este mai complicat, dacă nu, chiar și o oră. Aici, în sat, prietene de ale tale, de vârsta ta, așa, le place să facă? Din păcate, nu. Foarte puține mai fac și... Nu știu de ce, probabil că s-a pierdut acest obicei, în familie nu se mai face, nu se mai practică și cred că de aceea nu mai... Am înțeles că tu ai și talent la desen. Da. Ce desenezi tu? Portrete și pictez. Îmi place foarte mult și cred că sper să fac o carieră din aceasta. Vrei să duci și mai departe meșteșugul ăsta, tradiția asta, împistritul ouălor? Da, cu siguranță, pentru că este păcat să se piardă. Este un meșteșug foarte interesant și mai ales aici în zonă nu prea se mai practică. Și ar fi păcat. Adică îți propui ca... Și copiii mei să învețe. O să-i învăț pe mai departe. Monica Dușan i-a învățat tehnica împistritului de ouă și pe alți tineri din sat. Unii au deprins mai ușor acest meșteșug și îl practică și acasă. Tu de la cine ai învățat să împistrești ouă? Păi, doamna Monica a fost și profesoară de pictură la noi la școală și că de mică ne-a predat în condiat ouă. Și îți place? Da, îmi place, dar necesită multă răbdare și talent la desen. La tine în familie se face? Este cineva care face? Păi bunica mea făcea și am o verișoară care facem împreună de Paște. Deci faceți de Paște? Da.
așa cum face... Da, cu ceară. Care parte ți se pare cea mai grea din tot procesul ăsta? E desenatul cu ceară. De ce? Că trebuie să te gândești ce model să faci și să-ți iasă bine. La tine în familie se împistrează ouă de Paști? Da, de obicei bunica și m-a învățat și pe mine. Și bunica de unde a învățat? Bănuiesc că de la mama sa și de la bunicii ei. E greu? La prima vedere ți se pare puțin, dar după aceea, după ce încerci, nu. Iar nu. Care parte din tot procesul ăsta e cea mai grea? Cea mai grea atunci când, la început. Dar restul nu mi se pare greu. De ce? Ce e greu la început? Păi forma, modelul, adică este puțin mai complicat. Ce calități trebuie să ai ca să faci așa ceva? Păi și la desen calități, dar de obicei multe lume face asta și nu are neapărat calitățile astea. Ție ce modele îți plac? Ce faci de obicei? Nu știu, flori, astea, deci nu am model anume. Câți ani aveai când ai făcut prima dată? 10 ani. Ai vrea să duci mai departe meșteșugul, să înveți și pe copiii tăi să facă așa ceva? Da, sau nu crezi că contează? Ba, contează, pentru că tradițiile acestea pe parcursul anilor s-au pierdut și, nu știu, mi se pare că ar trebui să readucem aceste tradiții. Despre tradiții, Monica Dușan ne povestește ce obișnuiau să facă oamenii locului din Ribița în preajma sărbătorii pascale. Ce alte obiceiuri mai sunt aici la Ribița de Paști? Din păcate, au rămas puține. Era obiceiul ca la prinsul postului să se bată toaca. Tineretul, băieții în special, se adunau pe crânguri și instalau o toacă în pruni, pe suporturi și băteau toaca la concurență, crângul X cu crângul Y. Cine bate mai frumos, a cui se aude toaca mai tare. Probabil că bătutul toacei avea rolul de atenționare, că suntem într-un timp special, un timp sacru al postului Paștelui care premerge învierea lui Isus. De asemenea, pușcau cu carbit, cu țava. Acum doar în noaptea de înviere se mai pușcă, tot așa pentru a anunța oricum învierea lui Isus. Erau diverse jocuri, copiii la seara la Deni mergeau la biserică, mergeau mai repede, se jucau în curtea bisericii la țâgmălai, lopt și lopt în bâtă, un fel de oină. În acest an, după mult timp, la Ribița, toaca s-a auzit din nou în sat. În Duminica de Flori, flăcăii s-au luat la întrecere de bătut toaca. Tradiția spune că nu toate ouăle trebuie împodobite cu forme și figuri, ci doar acelea care se păstrează în casă pentru a aduce noroc și belșug. În ce zi din săptămână se face treaba asta? În ce zi se vopsesc ouăle? La Ribița în Vinerea Mare, pentru că este o zi
deosebită. Nu se lucrează nici la câmp, nici lumea se pregătește pentru seară, pentru slujba de prohod, de la biserică și nefăcându-se alte lucruri, se obișnuiește să se împistrească ouăle. Acum că v-am arătat cum se împistresc ouăle, vă las și pe dumneavoastră să încercați. Până săptămâna viitoare, vă doresc sărbători fericite!